Operatorii nu au dreptul de a presta servicii de comunicații electronice fără autorizare sau licență în teritoriul Republicii Moldova. Doi, este reluarea legăturii telefonice fixe între cele două maluri ale Nistrului. Practic, bariere tehnice nu există, după cum o să vedeți și în studiu, deci ne-am referit la unele date oficiale spuse de fostul director Anarceti, respectiv de întâlnirea pe care am avut-o cu domnul viceministru Dumitru Parfentiev, care este coordonatorul grupului de lucru în domeniul telecomunicațiilor, care dumnealui de asemenea menționează că bariere tehnice nu există, însă infrastructură există, practic baza tehnică, materială, atât Mult Telecom și Internet.com este doar conservată, ceea ce ar permite, până la urmă, soluționarea acestei probleme. Însă problema juridică, dacă ne orientăm la doar juridică, este legată de statutul Internet.com, deoarece Internet.com nu este înregistrat la Camera Registrării de Stat, nu dispune de autorizare a Anarceti pentru activitate în domeniul comunicațiilor electronice, respectiv activează fără licență. De aici urmează și următoarea concluzie care spune că, conform legii, operatorii care te activează legal nu au dreptul să realizeze interconectarea rețelei cu alt operator care practic activează în afara legii. Deci dacă din punct de vedere tehnic interconectarea nu ar fi o problemă, din punct de vedere juridic nu se pot interconecta operatorii, mă refer la operatorul în cazul dat telefonii fixe Mult Telecom cu Internet.com. Dacă ne referim la efectuarea legăturii telefonice mobile între operatorii naționali și Internet.com, desigur că lucrul ăsta este imposibil pornind de la aceleași viziuni juridice, că Internet.com practic nu este persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, dar lucrul ăsta desigur că este tehnic chiar și din nou posibil, dar are mai multe conotații tehnice decât telefonia fixă, dar fiind faptul că Internet.com utilizează frecvențele despre care am vorbit, 800 de MHz, 450 MHz, care la moment practic ar trebui să fie autorizate și emise de către organele competente ale Republicii Moldova, nu utilizate ilegal așa cum o face Internet.com. Deci, practic, din nou avem aceleași două concluzii, juridic statutul Internet.com și respectiv tehnic utilizarea corectă a frecvenților. Dar chiar juridic Internet.com s-ar, până la urmă, ar fi o companie înregistrată în Republica Moldova, ar trebui și tehnic să alinieze la cerințele organelor atât naționale cât și internaționale, utilizând corect frecvența. Un alt lucru este gestionarea spectrului de frecvență, deoarece dacă ne referim la faptul că conform organismelor atât naționale cât și internaționale, deci spectrul de frecvență pe care îl avem la noi, atât tabelul național de atribuire a frecvenților este elaborat în concordanță cu toate aceste cerințe și este până la urmă acceptat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor. Dacă ne referim și la faptul că benzile de frecvență 2500 și 2800 MHz au fost practic destinate serviciilor 4G, deci și-au fost eliberate operatorilor Molcel și Orange Moldova în toamna anului 2012. Internet.com menționează că utilizează aceste benzi de frecvență pentru televiziunea digitală din teritoriu. Conform tabelul național de atribuire a benzilor de frecvență, statutul acestor frecvențe este dublu, atât primar cât și secundar. Deci nu ar trebui unul la altul să încurce, ceea ce ar presupune faptul că primar este cel de furnizare a serviciilor internet în bandă largă. Deci, practic, în cazul dat, vedem încă o problemă care ar fi bruierea până la urmă a semnalelor între atât, hai să spunem, rețeaua 4G care elaborează Internet.com în teritoriul Transnistriei, cât și televiziunea digitală în teritoriul Republicii Moldova. Pentru soluționarea acestei probleme necesită acțiuni din ambele părți. Guvernul Republicii Moldova, spre exemplu, este un exemplu, ar fi proiectul hotărârii Guvernului cu modificarea anexelor numărul 1 și 2 la hotărârea Guvernului 116 din 11 februarie 2013 și se referă la regimul de utilizare a frecvențelor de 800 și 900 MHz și 1800 MHz. Prin aceasta, partea Moldavă încearcă să protejeze operatorii naționali, să contribuie la dezvoltarea de noi servicii pe aceste frecvențe, dar nici de cum nu soluționează problema utilizării neautorizate a frecvențelor de către Internet.com în teritoriul Transnistriei. Un alt lucru este resursele de numerotare despre care am vorbit, deoarece, practic, Planul Național de Numerotare nu este aplicat de administrația de la Tiraspol, iar Planul Național de Numerotare, care, practic, ultima versiune în 2010, este din nou conform cerințelor și asociatul Uniunii Internaționale a Telecomunicației și aprobată de ea. Asigurarea compatibilității dintre aceste planuri, practic, trebuie să execute sau prin alinierea planului de numerotare a Transnistriei la Planul Național elaborat, sau prin interoperabilitatea planurilor respective. De asta, la moment, Anarceti gestionează diferențiat blocul 7-7, care este utilizat de către Internet.com. A fost și pe domeniul dat câteva comunicate oficiale pe site-ul Anarceti, prin care, practic, operatorilor, nu, hai să spunem, nu li se cere, dar li se recomandă să nu utilizeze din blocul respectiv resurse de numerotare, sau în cazul în care le utilizează, să vadă că ele nu sunt ocupate din Transnistria.
Un alt lucru este difuzarea și transmisia programelor audiovizuale, despre care vă spuneam, deoarece în declarațiile sale liderii de la Tiraspol afirmă că ei, pe parcurs al 9 luni de zile, au retransmis acolo Moldova 1 și Publica TV. Deci noi, la rândul nostru, nu am făcut același pas, așa se exprimă liderii la Tiraspol, însă lucrul ăsta iar ține de statutul juridic al operatorilor transnistreni și fac difuzarea și retransmisia programelor TV, deoarece cadrul legal al Republicii Moldova prevede că difuzarea și transmisia sau retransmisia se face doar în baza licenței tehnice și având ori licența de emisie, ori autorizație de retransmisie de programe. Respectiv, producătorii și operatorii TV din Transnistria nu au aceste licențe, din motivul ăsta, sigur, nu pot fi retransmise în teritoriul Republicii Moldova. În viziunea noastră, iată care sunt provocările de ultimă oră. În cazul în care nu se vor găsi soluții la problemele menționate, regiunea transnistreană riscă să rămână izolată din punct de vedere informațional, ceea ce va crea, desigur, prejudicii populației din zona respectivă.